Petrecem în medie peste 1600 de ore pe an la birou. Tot acest timp petrecut la muncă alături de colegi și sarcinile realizate în echipă apropie oamenii și mulți ajung să flirteze cu colegii de serviciu sau chiar să lege relații serioase pe termen lung. Ce riscuri implică o relație la locul de muncă și cum trebuie să o gestionăm corect, ne explică acum în direct Raul Lupaș, psiholog. Raul, bună dimineața și mulțumim foarte mult pentru prezență. Bună dimineața! Există această preconcepție, să spunem, că e foarte rău să ai relații personale nu cu colegii de birou, însă există și povești foarte frumoase care se termină cu căsătorie și cu relații frumoase pe termen lung. Unde e adevărul și cum trebuie păstrat echilibru? Cred că îndrăgostirea la locul de muncă este un fenomen mult mai comun decât am considerat și da, în vreme ce există companii și există societăți unde îndrăgostirea sau crearea de relații romantice la locul de muncă poate fi împotriva politicilor sau împotriva culturii organizaționale, așa cum menționai și tu, este important să vedem și posibilitatea dezvoltării într-o relație de termen lung a acestui fenomen. Ce ar trebui să spunem că nu există o regulă la locul de muncă, adică nu există o politică a angajatorului în această privință, nu e interzis. Dacă se întâmplă să ne îndrăgostim de o persoană la locul de muncă, cum trebuie să păstrăm echilibrul ca lucrurile să decurgă sănătos, să nu ne afecteze munca, să nu fie, nu știu, mici drame personale dacă la un moment dat ne despărțim și asta să afecteze lucrul echipei? Păi, în primul rând, că este important să devenim tot mai conștienți de experiențele emoționale pe care le avem. Uneori este dificil să ne dăm seama dacă într-adevăr ceea ce simțim este ceea ce credem că simțim. E posibil să avem senzația că este vorba despre îndrăgostire, dar poate simțim un sentiment de familiaritate, de prietenie, de siguranță psihologică. Și atunci primul pas ar fi așa, o conștientizare a propriilor stări emoționale. Dacă într-adevăr acestea sunt de atracție, dacă sunt din zona iubirii romantice, este important să ne amintim că suntem într-un context profesional și în vreme ce comunicarea, exprimarea stărilor emoționale față de cealaltă persoană sunt importante, e important să ne păstrăm profesionalismul, să avem mereu în minte faptul că mediul de muncă presupune și necesită granițe personale și profesionale. Deci dacă decidem într-adevăr să avem o relație romantică la locul de muncă, mereu să păstrăm în minte care sunt condițiile de care locul de muncă are nevoie din partea noastră. Și apoi, desigur, comunicarea care are nevoie să fie pregătită în prealabil, adică nu mergem pur și simplu și spunem celelalte persoane, uite, asta simt pentru tine, ci pregătim contextul necesar pentru o conversație care este onestă și care să ducă către un spațiu cât mai confortabil, preferabil pentru ambele părți. Mi-a plăcut foarte mult că ai punctat acea etapă intermediară. Întâi trebuie să analizăm ce simțim, pentru că e posibil să nu fie o îndrăgostire autentică, ci doar să simțim un soi de atașament față de persoane cu care petrecem foarte mult timp. Așa este. Și atunci, pentru a înțelege mai bine stările emoționale pe care le avem, este important să ne asumăm un proces prin care înțelegem tot mai mult ceea ce simțim corporal, ce simțim fizic, pentru a putea face o paralelă între ceea ce noi percepem că simțim și ceea ce simțim într-adevăr. Și asta este un proces care să-l luăm cu noi timp de viață și în care tot înțelegem cel mai bine ce simțim și cum experimentăm aceste stări emoționale complexe, unele dintre ele. Dar e bine să avem acest exercițiu tot timpul. Mulțumesc foarte mult, Raul, pentru prezența și pentru